furculești. Și ca să demonstrez că este ora 7, bine, ei n-au treabă oamenii, sunt acolo în continuu, se vedeți ce curățenie îi pâmpar, se vedeți ce băutori sunt de bere, de răchiu și ce mai beau ei pe acolo. Chiar aici, în centru, adică n-au nicio treabă, nu există poliție. Merg la magazinul ăsta ca să iau un bon, nu știu, trebuie să mă rog de doamna, cred, și să demonstrez că în ce dată suntem și ce oră. Deci e ora 7 dimineața, data de 17 octombrie. Am o pâine eu. Am o pâine. O pâine. Da, da, iau eu. Da, mulțumesc. Să luăm o pâine aici, doamna, care nu are nici fel de protecție, adică nu are. Da, dați-mi două țigări, că... Nu dați eu asta. A, nu dați. Nu vreau și două țigări acum. Mă uiteam că mi-ați dat, nu știu ce... Bine, 2,80. A, da, da. Dar lui doamna nu i-ați mai dat pe Dero. Zi lui doamna pe Dero nu i-ați mai dat bun. Ce Dero? Dero la care l-ați luat la... Nu era Dero, era sare. Sare aia care i-ați dat-o, i-ați dat-o la cană. La... A, vă aduce bani, i-a dat pe datorii. Da, și nu-i mai dați bun. Doamne, cât e astăzi? 17 octombrie, nu? Da. 17... Da, 17:10. 6:58. Da, nu, că nu știam cât este, de-aia mă uitam aici la asta. Da, da, uite, și cât e ceasul? 7 și un minut. 7 dimineața, am înțeles, să rămână. Da. Deci... Da, ia-ți aici, dacă e asta, mă rând, iau. Bă, uite, hai, mă, ia, dar unde-o frică să pâine? Ce să vadă ora, da? Bine, că doamna n-avea nicio treabă cu pâinea. Ea trebuia să fie ținută într-un loc special, cu protecții contra prafului, contra insectelor. Marfa care este acolo în... Ce să uiți? Marfa care este în vitrină n-avea voie să
fie amestecat, adică iaurtul cu cârnați și cu ce mai avea ea, ouăle, ele n-aveam voie să stea acolo. Da. Da, deci n-am nicio treabă. O să o dau și pe doamna la să-și ia câteva amenzi. Auziți, ce mașină are primarul, primăria? Ce mașină? Păi parcă avea o mașină, n-avea o mașină. Păi, avea o mașină, o mașină este, mică. Nu e acolo în față, de-aia mă uit. Păi nu e, trebuie să întrebi vânzătoarea, că e nevasta primarului. A, da, soția primarului, da? Am înțeles. Și întrebați pe ea că ea știe, poate știe mai bine. Avea un PCF, un Logan, ceva. Primăria de Comunei Furculeș, PCF-ul. PCF-ul, da? Am înțeles. Da, da, da. Nu, mă gândeam să nu fie în spate, în curte aici, dar nu cred că e. Nu cred că e, o să ne ce mai mult. Logan ce culoare? Parcă albastru? Gri, 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 așa, gri, da, domnule. Haideți, contez, acum. Deci, de-aia era doamna, de-aia de fapt mi-a dat bun, doamna de aici, de la vânzătoarea, că știa cine sunt. Eu am mai fost și automat. Deci aici nu-i nimic, mă, frate. Deci nu-i nimic aici, da? Sunt aceleași, dar nimic, nimic cu remorcă, cred că nici cu remorcă asta nu e. Bine că nu au, nu e prima titulare pe aceea, dar... Ce se vede aici? Iată, gunoi. Gunoi, gunoi. Ia să întrebăm, pe primărița primăriei, primărița primarului. Ia să ne luăm. Uite, 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 ia uitați, bă, ia uitați, doamnă, ce a făcut la pe ăsta care a căzut, l-a pus la înapoi aici, l-a dat pe jos. Pe ăsta care a căzut, l-a dat pe jos. Acum rupeți, dați-l la cățel să văd că l-ați rupt. Nu-l puneți acolo, că mă păcăliți. Mă păcăliți, doamnă, nu-l puneți acolo. Nu-l puneți, că-l puneți înapoi după ce plec eu. Rupeți-l.
Rupeți să dați la cățel. Ia. Așa, 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 ia. Ziați, l-ați rupt? Așa, așa, așa. Să dați la cățel. Dar nu, dar unde este mașina primăriei? Păi, să vin la 8. La 8 vine, nu? Da. A, și unde este mașina? Autoturismul. Nu știu. Nu știți. Dar dumneavoastră nu sunteți soția primarului? Da, da. Și nu știți unde este... E la șofer, o să fie, cred. La șofer acasă? Nu știu. Nu la primar? Nu, dar ea la primar, la ei. A, deci la șofer. Păi și primarul de ce i-a dat mașina șoferul? Nu mă întrebați pe mine, vă ce spunea să-și întrebați la... Șoferul stă în sat aici? Spătării. Unde? În Spătării. Spătării? A, și îți face napeta cu mașina primării. Mașina... Eu am trecut mereu niciodată, n-am văzut mașina primării în afară ori de program, nu știu, în fața primării. Nu știu, scoate-vă dau detalii, vă ce spunea să-și întrebați acolo. Da. Dar de ce țineți astea amestecate, doamne? Ia uitați, laptele cu astea, cu salamurile, cu astea, cu... Da, deci ouăle aici, pâinea fără protecție, covrigi la fel fără protecție, contra insectelor, a prafului. N-ați făcut normile aia de igienă sanitară, n-aveți costumația adecvată, n-aveți... Acum vă când bateți bonul, când m-ați cunoscut pe mine, știți cine sunt. Dar până acum cred că tot așa... Nu? Mai băte și vă, nu? Dar n-ați văzut că doamne i-ați dat așa, fără nimic, fără... Da, o să trimit să vă luați și dumneavoastră sancțiuni ca primăriță. Nu da? Sunt primăriță, sunt angajat aici. Da, ei, sună bine ca primăriță, adică soția primarului. Da, bine, da. Dar vi se pare corect ca șoferul să umple cu mașina primăriei? Nu pot să vă dau detalii. Mașina statului? Nu pot să vă dau detalii. Da. Și domnul primar vine la primărie sau? La ora 8 vine. Vine la 8, da? Da. Eu am mai fost pe aici, el știi? Nu știu. Știi, că am vorbit cu viceprimarul. Și secretarul de la Alexandria mi-a spus că am fost la Furculeț, dar eu nu postase nimic. Vă dați seama, secretarul de la primărie Alexandria știa că eu am fost la Furculești acum 3 luni, dar eu n-am postat nimic. Nu știu, domnule. Vă dați seama ce, cum merge telefonul fără fir? Da. Fii, trafic mare aici. Trafic mare, trafic mare. Salut! Da. Mă, voi vedeți vreo mașină aici, vreo autoturism în parcarea asta? Nu e, nu? Nu, poate zic, poate nu văd eu bine. Și a ajuns șoferul să facă naveta cu autoturismul primăriei. Deci am trecut de foarte multe ori pe aici. Niciodată n-am văzut mașina în afară ori de program. În fața primării, niciodată. Și uitați cum arată parcul. Covoraș cu semințe. Îmi amintește de Coslada. Când mă duceam în Coslada, în Spania, dădeam seama că acolo au stat român după covorașul cu semințe. Da, bine, că aici nu există poliție. Poliția e ocupată cu alte probleme. Așa au înțeles cetățenii că trebuie să arate centrul localității. Bine, că toate cu... Da? Ăsta-i plin de... Uite, bere cu toate... A, tot ăsta este, da? Toată scurgerea, toată canalizarea. Vrem să intrăm în Schengen, intrăm în spațiu fără frontiere. Cu oameni ăștia. Oameni de ăștia. Să vedeți microbuzul primăriei dat de Guvernul României pentru elevi, tot la șofer acasă. Deci el face naveta de la școală, da? De la școală la el acasă cu microbuzul. Microbuz.
ce a ajuns țara asta. Țara funcționarilor profitori. Ia uite. El nu o să fie garat în curtea școlii. Da? Este aici, la omul ăsta, acasă. Da. N-am poliție ca să-i chem să constate personal, că așa se întâmplă, la post nu-i nimeni. Și până vine, ei or să plece la școală. Și nu mai am timp. Deci, o altă delapidare, măi, oameni, nu ai voie. Și în primul rând, aici nu este păzit, adică oricine poate să-i facă orice, da? Nu este locul ăsta de garare declarat în act. Nici nu te acceptă. Nici nu ți acceptă statul să ții tu autoturismul guvernului și să parchezi la tine acasă. Nu există așa ceva. El se duce și vine, se duce și vine. Adică cu șoferul. Șoferul deja se plimbă pe banul statului. Auziți? Auziți? Veniți două secunde, vă rog. Gunoiul ăsta care este aici, în capăt, în dreapta, de ce primăria aparține? De Furculești aparține, ăsta mult aici, în partea. Și cine vine și îl împinge cu bulul de excavator aici, nu? Da. Ce face? La stupă ce-i face? Cu pământ, cu astea? Mai că am fost chiar amestecat. Mai vine mașină, îl încarcă câteodată. Îl mai încarcă câteodată. Da. Și cine duce aici? Primăria, nu? Oamenii sunt. Oamenii sat. Dar ce, n-aveți cum să duceți, nu? No. Am înțeles, ok. Deci ca să se înțeleagă că terenul ăsta este al aceleiași localități, da? Aceleiași comune, Furculești. Domnul Vici a crezut că mă păcălește. Găsisem o altă zonă, însă eu am văzut că e o groapă, el a zis că nu e groapă, dar în fine, aici e mai ok. Ia uite așa, de aici, da? De aici acum încep gunoaiele. Deci toată zona este contaminată, inclusiv e o fermă lângă gunoiul ăsta aici. Din ce am înțeles, ar veni o mașină, ia uitați, da? Deci ar veni o mașină să mai încarce cu noi, dar foarte rar și automat cetățeanul își face dreptate singur. Nu mai dau jos din mașină, da? Deci se vede clar cum o să munți de gunoi cu pământ. I-am filmat și acum 3 luni, o să vedeți imagine, când erau 40 de grade, da? 40 de grade la umbră, miros să nu vă spun, da? Deci sunt în aceeași locație, n-am avut timp, n-am știut cine... de ce localitatea aparține. Acum știu exact, o să vedem. Bine, nu prea ai bază pe garda de mediu aici în localitate, pentru că sunt cei care am fost și am filmat cum fumau și i-ați văzut cât erau ei de aroganți și își cumpărau parfumuri online de la curier, aveau alte preocupări. Bine că și-au luat o sancțiune că au fumat în instituție acolo, că au fost reclamați, dar ați văzut și voi cum arată și Alexandria și toate satele astea care zmor din oasă, toate satele care le-am filmat și inclusiv Alexandria și da, cum arată, în ce stare sunt datorită eficienței gărzii de mediu. Deci asta este un lucru clar. O
să încerc să văd cum fac să aduc totuși poliția. Dacă aș găsi poliție. Problema e că nu găsesc poliție aici și până vine poliția deja au plecat toți, adică inclusiv cel cu microbuzul școlar, șoferul primăriei trebuie să vină, ar mai fi doar gunoiul. Între timp a apărut și autoturismul primăriei. 8:10, deci cu 10 minute înainte să înceapă programul. Dar ce face curățenie oamenii aici? Deci, din bani publici facem curățenie pentru că unii cetățeni așa s-au obișnuit. Adică sunt plătiți să facă curat după oamenii care nu au ce treabă cu civilizația. Semnături fără nume. Deci toate contra, nu? Semnături fără nume, fără oră, fără nimic. Niște măzgălituri. Ei intră, ei ies. N-a orele trecute, da? Ora. Da? Ora intrare, ora ieșire. Că degeaba ai. Da? Nimic. Și acum la fel. Deci, astăzi, da, n-au trecut orele. Astăzi fiind luni, deci mașina a umblat două zile. Domnul primar este? Sau șoferul cu mașina? Șoferul cu mașina este? Bună dimineața! Dani! Domnul Dan. Dani! Și aici? Bună dimineața, ce mai face domnul Dan? Ce mai e pe aici, pe la Făculești? Tot cu mașina asta umblați a primăriei? Nu v-ați cumpărat și dumneavoastră o mașină sau nu aveți nevoie dacă mergeți cu asta acasă mai, nu? Păi da. Am văzut că e mașină nouă, e mașină bună. Păi e mașină, are 7-8 ani. 7-8 ani, nu? Da. Și domnul primar nu vine sau nu știți? Trebuie să vină. Trebuie să vină, că îl aștept și de asta. Adică vi se pare bună mașina pentru dumneavoastră, așa înțeleg. Adică merge de asta, nu da. Faceți naveta cu ea. Vreți să vorbim o discuție? Nu pot momentan, acum că am o problemă mare pe tot. Ce problemă? Am pătai că mă trage de aia și veniți să las mașina. Da, dar vedeți dumneavoastră că mașina ta niciodată n-am văzut-o fața primăriei aici. Ați umblat și acum tot weekendul cu ea, adică eu sunt de la 5 dimineața aici. Dumneavoastră sunteți la 5 și eu am lăsat-o de vinere. Asta a fost un băiat, eu am venit ieri, am luat. Cum l-a fost mașina ieri? Ați fost dumneavoastră? V-am spus că am fost la 5 dimineața aici, dar niciodată n-am văzut-o. Că eu am luat-o, trei permanent și n-am văzut-o niciodată aici. Da, uitați-o aici și v-am zis, dacă nu am, nu, că pe cuvânt de onoare. Deci mie nu mi-arde de glume, pe cuvânt. Să știți că am mai fost și acum 3 luni.
Și tot așa, nu era pe aici. Adică, nu vorbesc numai de luna asta sau luna trecută. Da, deci, istoricul este atât de vechi la dumneavoastră. La altă, v-am zis, aveți dumneavoastră râde și la mine, tata, trageți să vă și mă luați acum cu asta. Voi vreți să vă duc, crezi că fac atere? Da, nu, dar... Păi lăsați, adică... Dar de ce nu v-ați luat concediu dacă aveți problema asta cu... Da, am avut concediu luat. Păi și mai... Și am venit să păi normal că am venit să-mi iau, cum? Da, și păi l-am avut, eu uitați-vă. De ce l-ați lăsat mașina aici? Adică vă plimbați cu mașina statului de acolo? Mă, și vă că eu am venit, am luat-o, am curățat-o, am spălat-o și am adus-o. De ce s-o curăța, s-o spălat-o? Păi tu trăiești și am reținută. De ce n-a fost aici, în afara orei de program, că așa spune legea? Și dacă legea spune că la ora 10 se întâmplă ceva, eu cum vin să o iau? Să plecăm pe ăla. Păi noi n-avem și noi... N-aveți și dumneavoastră mașină, să vă cumpărați o mașină, adică vă profitați practic de autorizul primării. Crezi că eu mă duc să mă plec cu mașina de drag? Păi eu mă duc când a sunat la ora, că eu n-am program, am și la 5, am da, și la 24, și la 27. Cu mașina primăriei în afară ore de program, adică legea așa spune. Până asta acum puteți să-mi spuneți mie orice. Deci vă rog eu frumos, nu am pe cuvântul da, dar și tot așa aveți de gând să o folosiți, adică luați acasă, mergeți, dacă sună cineva să mergeți sau poate mai... Se pare normal. Zic, poate cu eu mă plec că... mașina dacă stă, dacă la, când am, mă cheamă atât în rest, că stă aici, că stă acolo, care e vreo. N-a plecat nicăieri cu ea să-mi interesează. Nu, faceți naveta cu mașina. Dar nu fac eu personal cu mine naveta, fac în interes de serviciu. Interes de serviciu, dar la serviciu trebuie să vezi cu mașina noastră, nu cu mașina statului. Nu știu, nu s-a zis, dar nu te-o zic. Nu vi s-a spus așa, nu știa așa? Păi și în foaia de parcurs, mă numează, ce trece? Mai ales facem ce vrea să e acasă, încă la apă trec în urmă. A căduși o exact, că șeful nu mai arunc în urmă. Așteptați că vă vorbiți, că am urmă. Dânsul cine este? Dânsul este domnul primar? Nu este. Păi de asta, că parcă ar arăta altfel domnul primar. Zic, parcă ar arăta altfel domnul primar. Dânsul ce lucrează? Viceprimar? Nu, nu este. De fapt, domnul vice, îl cunosc că am vorbit cu el. Nu. Contabil sau ce? Administrator. Am înțeles. Ia să întrebăm pe domnul administrator. Domnul, bună dimineața. Domnul administrator, ce trece dumneavoastră în foile de parcurs la mașina asta, când omul ăsta o folosește în interes personal permanent? Eu astăzi am venit în concediu. Păi nu, dar nu-i de astăzi. Bine că eu sunt de la 5 dimineața aici, nu e asta o problemă. Că mașina asta weekendul ăsta a fost la el acasă, dar permanent, el face naveta. Adică am trecut permanent pe aici, săptămânal și luna trecută și acum 2 luni și acum 3 luni. N-am găsit-o aici, am vorbit cu domnul vice. În fine, dar ce treceți dumneavoastră în foile aia de parcurs când omul ăsta se plimbă cu mașina statului? Adică ce faceți? Cum? Păi astăzi a fost plecat de nou? Păi n-a fost, noaptea asta n-a dormit aici mașina. În noaptea asta n-a dormit aici autotul, se numește delapidare și abuz în serviciu, adică dumneavoastră puteți să fiți complice cu el, pentru că dacă se face o investigație, automat se poate vedea. Ia uitați aici, orele nu sunt trecute la, deci în codica de prezență, ora de intrare și de ieșire nu sunt trecute, numai niște măzgălituri, care iarăși este o delapidare, înțelegeți? Pentru că vine când vrea, pleacă când vrea, fiecare. Merge ca feluța, doamnă, merge dimineața. Ceiuțu, mă duc pe acasă. Bucătărioara noastră aici. O, ce face domnul Vece? Ce mai face? Bine sănătos? Bine și eu. Vedeți că iarăși, știți că am mai vorbit prin asta acum 3 luni de zile. Fumați aici în primărie. Domnul este cu mașina, adică se duce acasă. Bine. Eu sunt de la 5 dimineața pe aici. Înțelegeți? Păi și vin treia să vină la serviciu? Da, da, se numește delapidare și abuz în serviciu. Adică să te plimbi cu mașina statului, să faci naveta, să faci ce vrei tu. Eu înțeleg că are o problemă cu familia aceea ce mi-a spus, dar știți foarte bine că am discutat și data trecută și am crezut că umblă primarul cu mașina. Dar de fapt acum am ajuns la concluzia că umblă și șoferul. Deci aici este frumos. Înțelegeți? Și acolo la ieșire din sat este gunoi, adică dumneavoastră ați încercat atunci să vă faceți că rău, că m-am întrebat de gunoi. Adică eu am găsit groapa aceea care probabil s-a început să acolo, dar dumneavoastră că nu. Unde ați spus și anunț, dar aici la ieșire spre turnul Măgurele, deci acolo este... Nu cum se numește satul ăsta de aici, care la stângă?
Nu, e spătărit. Așa, spălat și e spătărit pătre. E spre Rușilor, tu nu e încolo. Da, bine, acolo. Ce se întâmplă acolo? Că mulți de gunoi acolo. Adică, și am fost și atunci am filmat, dar n-am vrut ca să vă acuz, pentru că știți ce am zis? Am zis că o aparține de comuna cealaltă. Dar m-am interesat și nu, de dumneavoastră apățit, este chiar la ieșire, chiar acolo. Adică ce faceți? Îl creșteți acolo? Ce-i făcut? Au trecut 3 luni de atunci de când am trecut. Pai, scoadă noastră. Au trecut 3 luni. Site-ul spunea că, site-ul da? De internet spunea că se ocupă un băiat de el. Nu este, domnule. Deci site-ul este la fel inactiv, nu am nicio informație publică, nimic, nici declarații de avere, nici salarii, nici absolut nimic. Înțelegeți dumneavoastră? Adică situația persistă. Eu spun că declarațiile sunt depuse. Poate dar nu sunt pe site, nu sunt. Adică ce, eu n-am zis, ce am zis, dacă aveam răutate puteam să încep să fac reclamații. Acum să știți că o să vă reclam la toate instituțiile. Pentru că văd că nu este niciun fel de bunăvoință, nici din partea dumneavoastră. Ia uitați, șoferul, mașina primăriei, domnule, mașina statului. Adică, păi asta umblă cum? Păi n-a fost, nu este aici, nu vedeți, acum a venit, la 8 fără 10. De obicei, stătea parcat. Fiind weekend, peste weekend nu prea o las. Păi de ce să nu? Așa spune lege, că nu trebuie nici locul de garare aici declarat și... Pe unde e loc de garare? Vezi tu vreun garaj pe aici? Nu, dar așa se numește. În momentul când ați achiziționat un autoturism de la stat, de la guvernul României sau cu banii statului, trebuie să declarați un loc de garare. Unde? Că nu o să spună că o să stea la șofer acasă. Înțelegeți? La fel și cu microbuzul școlar. Tot așa la șofer acasă stă și ăla. Păi ăla ce trebuie să facă? Dacă el da. Ascultă-mă un pic. E aceeași boală și acolo, nu, să știți. Nu, da. Că mă, deja vă scând. Păi nu, el trebuie ascult să stea în încinta... Mă lași da, pe mine să spun? Da. Șoferul, dacă dimineața pleacă cu copiii, începe de la Spătărei și pe da. Al 4 sate, ce trebuie să facă? Trebuie să vină să aducă dimineața da, mașina aici, să întoarcă înapoi, mașina să ducă la Spătărei, da, da, da. Să-și ia mașina, să ducă da. Să adune copiii. Dar dacă se întâmplă un accident sau ceva așa. În zona aceea, că acolo este pus lângă o stradă, adică poate să intre oricine, cine plătește microbuzul ăla? Că ăla nu este un loc special amenajat pentru ca în curtea școlii. În curtea școlii n-are ce să dea peste el. Acolo dacă se întâmplă un accident și știu eu, ricoșează sau vreun beat sau vreun tractor îi scapă plugul și se duce în el. Cine îl plătește microbuzul ăla? Păi și poate n-are asigurare tractorul, că ăștia umblă pe aici fără numere, fără... Cum aveți dumneavoastră, ați văzut că n-a... Ce la... Păi nu aveți, dar la tractor ăla n-are număr de matriculare. Ia vină mă cu acea, că ia deja, iar îmi șoc ca atunci să mă enervez. Trebuie să termină și cu ăla, cu telefonul ăla. De ce? Ce? Mă bateți acum așa, ce? Bă, nu, deci nu mă provocă, păi de nu mă lua cu... Ia, deci ăsta, uitați, ăla cum a venit și ăsta. Da, păi era... și mă, ce vrei să facă, să nu aducă copii la școală? Nu să nu aducă copii da, la școală. Dar atunci ce vrei să facă? Dar nu trebuie să stea la el acasă. Ia, hai să râd. Ca și mașina asta care este a primării. Așa. Lasă-o la aceeași boală. Da, bă, da, hai. Vrei să mai zici ceva? Da, nu, ia. Ia să vedem că spuneați că are... Ia uitați-l ăsta, unde e? Pe cilindrul ăla acolo ar fi trebuit să aibă un număr de matriculare. Tractorul la fel. Ia uitați, deci n-au... Nu are tractorul un număr de matriculare. Eu nu-l văd, iartați și... Pe spate, pe spate trebuie să aibă. Pe spate trebuie să aibă, ia să vedem. Ia. Ăsta n-are, uite, aici trebuie să aibă pe cilindru. Ăsta pe spate nu are. O avea pe față, dar... Legea... Domnule... Legea scrie așa Terez Furculeț 073. Și dacă dă peste cineva da? Din partea din spate, cum vede așa. Cetățeanul la cineva peste el? Că ăsta pleacă. Băi, lasă. Dacă ochii o să nu și spune că trebuie să aibă și pe spate și pe față, așa. El este sancționabil acum, înțelegeți? Da, dar știi ce se întâmplă? Știți pentru cei mai mici? Poate dă peste cineva și fuge. Băi, omule, așa îl se are, întâmplă. Îl are. Și nici ăla nu-i regulă, că îi șters tot. Dacă vine poliția, îi dă sancțiune. Fii deteriorat. Nu, domnule, dar vedeți, știți cum este? Chestia că te contrazici singur. Ăsta nu are nimic. Și ăsta are. Unde are? Unde? Ia să vedem. Unde are? Ăsta nu are... Are aici. Da, l-a pus în față. Vă obligă legea să l-aveți pe cilindru de calare în spate. Da. L-ai văzut? Pe față. Exact ce? Păi el trebuie să aibă aici, nu înțelegeți? V-am spus, sancționat pe și ăsta. Bine, altceva da. Mai... Nu, dar vedeți dumneavoastră, dacă eu încerc să colaborez cu dumneavoastră și să vă spun anumite lucruri, dumneavoastră credeți că eu... Că, nu, da, stați să vă mai spun ceva.
Am fost la primăria Alexandria. Da? Eu v-am filmat atunci, când am fost. Dar n-am postat nimic. Pentru că am zis, lasă văd dacă se schimbă lucrurile sau nu se schimbă. Am revenit, au trecut 3 luni. Deci secretarul de la primăria Alexandria, că am fost și la primăria Alexandria, el știa că eu am fost aici. Păi nu-i filmat omul că spune că eu am fost la Furculești și nu știu ce. Dar eu nu postase nimic. Înțelegeți dumneavoastră? De unde știa el? Păi de unde știa, vedeți? Da, deci este ca o de asta, așa, ca un telefon fără fir. Înțelegeți? Sunt în același partid cu domnul primar? De la, de acolo, de la Alexandria, primăria? Nu. Sat, alt partid? Da. Da, nu știu ce legătură avea, dar el știa că eu am fost aici. Ce faceți cu gunoiul acolo? Mai cărat sau? Să păi când? Că a trecut 3 luni, domnul vice. Deci au trecut 3 luni de zile, n-a trecut, adică eu n-am, eu știu care n-am venit să... Totul ține și de buget. Păi da, dar acum eu o să vă las sancțiune acum, deci trimit multe instituții. O să vedeți, până acum am tolerat și am zis că poate să îndreaptă ceva, dar văd că tot așa. Și cu condica de prezență la fel, adică trecută numai niște măzgălituri, nici o oră de intrare, nici o oră de ieșire, adică poate să vină când vrea, să plece când vrea. Aia se numește de lapidare și a fost în serviciu. Nu știu dacă pleacă sau vine când vrea, dar de obicei când ai venit, ai bănuit, ai văzut că sunt, personalul e prezent. Da, acum da. Dar legea zice că trebuie să treacă acolo, adică ora, exact cum am spus. Aveți noroc că n-aveți poliție aici, știți? Că vreau să chem dimineață poliția pentru autoturism, pentru șoferul cu... Adică să faci niște dosare penale cu oamenii ăștia care, ca așa spune legea, înțelegeți? Să îi mai stâmpărăm. Ăsta să stea garat frumos în cutea școlii unde ar trebui, nu la șofer acasă, mașina cealaltă la fel aici la primărie. Da, sunt niște chestii de astea care... Domnul primar cred că nu mai vine, nu, astăzi? Vine? Dar ce se întâmplă? Că dacă nu merge site-ul ăla, să văd și o declarație de avere, să văd și eu, adică nu nicio informație. A spus că a plătit pe cineva să se ocupe de el. Nu s-a ocupat nimeni. Da, mă, declarațiile sunt puse. Unde sunt? Nu sunt, domnule, uite, intrați dumneavoastră, arătați și mie. Intrați, scrieți primăria Furculești declarații de avere sau salarii, ce vreți dumneavoastră, să vedeți dacă apare ceva. Deci nu-i nimic. Este inactiv. Site-ul este inactiv, adică nu merge nimic. Ați găsit? Nu e nimic. Păi vezi, nu a spus. Ia, ce să... Nu e nimic, deci vă spun eu, nimic. Nu există. Nu există, doamne, nimic, vă spun eu. A fost dat primarul chiar și la în presă pe tema asta. Dacă vreți vă arăt tot eu un articol să vedeți și dumneavoastră cum. Dar eu îți spun că site-ul este, declarațiile de avere sunt puse pe site. Ce arătați dumneavoastră? Eu nu mai spun nimic. Mi-a arătat să văd și eu unde sunt. Eventual între timp vă arăt eu. Ia uitați. Nereguli pe bandă la Furculești. Primarul nu a publicat nicio declarație de avere în ultimii 6 ani. Deci, problema deci, nu, cine, deci asta este... Cine a scris acolo pe site-ul ăla nu prea a scris corect. Da, nu știu, acum vedeți dumneavoastră, eu am venit să verific, ați văzut că v-am întrebat data trecută. Domnule, site-ul nu merge, că am verificat să văd dacă merge. Nu merge, mi-a spus dumneavoastră că, domnule zice, a plătit pe cineva să ieși. Și n-a zis să fiu om rău să vin să stau, că pot să reclam, știți eu ce să reclam. Am peste 4.000 de petiții în toată țara, deci sunt deci în record absolut, da. Bun, domnul vice. Domnul primar, nu știu dacă a venit, o să merg să văd dacă a venit și plec. Vă trimit reclamațiile, o să vină multe amenzi, dacă n-ați avut nicio bunăvoință, ați văzut și cu gunoiul și cu autoturismul, o să vină și poliția de la, da, deci
de la IPJ și inspectorii cu dosarele, cu toată lumea, cu garda de mediu, toți la... Mulțumesc! Da. Mi-ai înșirat enorm. Da, păi dar ce să facem dacă nu aveți nicio bunăvoință? Nu aveți bunăvoință, site-ul nu l-ați făcut, gunoaiele nu le-ați dus, mașina umblă permanent, omul ăsta cu ea, văd la aceeași situație. Deci, astea sunt lucruri care trebuie cumva... reglementat. Mă las că am... Sigur, sănătate, nu mai vine, la revedere. Sănătate. Da, s-a enervat puțin domnul vice, dar nu este un rău. Nu este un rău, dar nu... Ia uitați, câinii fără stăpân. Deci ei, este o lege, da? E o ordonanță care ar trebui să se ocupe tot primăria de ei. Dacă a venit mea primară, dacă nu a venit... Este inutil să mai... Nu mai vine primarul ăsta, că a fost anunțat de primăriță. Uite, primar. El a fost anunțat de primăriță că am trecut pe aici. Automat nu o să vină. Da. Bine, să vă arăt totuși o poză cu nea primarul. Nu știu ce... este asta aici, banii investiți inutili, atât cât este închisă și nimeni nu știe nimic. Da? Deci așa arată și nea primarul, da? Ca să vedeți exact, patriot, da? Mai sunt unii care sunt patricoți, el e patriot, și că a făcut multă avere, zice, nu știu, acum... Știți cum este, că gurile rele tot vorbesc și că a făcut multă avere omul ăsta. Nu știu cât de corect ar fi, dar în declarație nu este nimic. Ultima declarație a fost completată și că până în 2016 sau până în 2015. Și ar fi avut mai nimic, când ar fi fost el consilier local. Da, mă rog, și în rest, comuna Zacenă, adică cu pietriș, cu, da, n-a nicio treabă cu asfaltul. Nu a mai vin domnul primar, nu? Ca să nu mai... Momentan? Da, nu, am înțeles. Da, știu, am văzut, da, 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 bine, da. De asta ce sunteți aici? Ce lucrați? Asistent medical comunitar. Ah, bine. Să nu uitați să treceți ora din traj de ieșire în condica de... Ok. Da? Că am văzut că n-a trecut-o, adică n-a trecut-o nimeni, nu știu cum. Da, să rămână. Domnul e supărat cu... Da, inutil să mai discutăm cu oamenii ăștia. Ei nu înțeleg decât de reclamații. Și cam atât. Bine că... El o să bage gaz, o să bage asfalt, o să bage tot ce trebuie, da? Peste, cine știe peste câți ani? Peste vreo 100 de ani, poate. Toate străzile sunt prăfuite. Prăfuite, pietruite, cum vreți să... Da. La miliție aici nu e nimeni. Aici niciodată nu e nimeni. Au legat și poarta. Au legat poarta cu... Ia uite, mă, frate. Nu, mai închisă și jos. Dar nici n-am cum să mai... Uite, închisă jos aici. Uite, are aici un zăvor. N-am cum să mai intru. Dacă e închisă, ce să mai intru? E clar că nu-i nimeni. Nu, aici nu e de găsit poliția. O să reclam totul la inspectorat. Yeah.
Ai tu primăria, pe primăria aceea? Da. Aceea. Nu e deschisă, cred că e duminică. Voi deschizați duminică? E duminică. Mâine deschide, nu? De la primărie, cum nu deschide? Nu, mă uitam de mașina primarului, că nu este. Păi primarul stătea acolo, în dealul ăla. În deal? Da, unde e restaurantul ăla. Ce mașină are? Nu știu, nu mă interesează. Păi de asta, că mă uitam de asta, e mașina aceea de asta. Nu știu. Nu-i mașina primăriei sau? Păi aia o fi mașina primăriei, dar are și el mașină personală. A. Ăștia mâine deschide acolo. Da, dar nu, dar știam care e mașina, care e primăria o mașină și nu vedeam pe aici, de-aia. De-aia că scrie PVC. PVC? Nu-i PVC, ăla e al numele. Dar nu, de obicei nu ține în fața aceea mașina primăriei? Nu știu. În spate acolo am văzut... O duce la băiatul ăla la spătărie, de unde e șoferul. Nu știu. De ce să știu? Nu, că nu, în spate aici am văzut că este două buldoscavatoare, atâta. Alea e închise acolo. Da, le-am văzut. Poliția... O să te duci la el acasă, dacă... Poliția pe unde este pe aici? Poliția chiar acolo, în curba aia, când... Acolo. O fi cineva acolo, sau? Pula. Nu-i nimeni, nu? Că vine până luni, pula. Da. Gardiștii, da. Mai e pe timpul lui Teodezii, da. O duceți bine aici. Acum hai, sănătate! Poate te pune cu da, cu furul, păi da. Toată mi-a dat pe o treacă, ce bă. Domnule public. Suntem un popor de... bețivi. Un popor de bețivi suntem. Bem pe drumul public fără nicio restricție, fără niciun sentiment. Avem treabă noi. Băutură am făcut. Eu. Un popor de bețivi. Și ne se deranjează, mă, fraților, pe oamenii ăștia, că ei sunt în lumea lor, adică consumul băuturi alcoolice, vă dați seama, vine o mămică cu un copil la profi aici. Ce să vadă aici? Cum să bea beri și să bea beri. Aia să vadă. Ia să trebuie pe domnișoar. Salut! Aveți și terasă aici, la profi? Nu avem terasă. Nu, că am văzut că să consumă băuturi alcoolice pe fața magazinului. Adică mă gândeam așa, dacă vine, știu eu, o mămică cu un copil sau să cumpere, sau ce să înveți de la... Da, nu am. Poliții n-aveți, nu, vin din an în Paște, nu? Da, da. Ea a sancționat vreodată pe oamenii ăștia care consumă băuturi alcoolice pe domeniul public? Never. Păi, da. Da. Păi, da, cum? Topă de asta, dar s-a mai chemat, sunt pe rând. Aha, și i-a chemat degeaba. Da. Bine, doamne, sănătate. Mai bine. Haideți. Deci, nu, că rus nu este numai, adică, ce ai, toată, deci ei n-au treabă, mă, frate. Astea funcționează pe post de ornament. Designul contează. Când vii de aici din curbă, să se vadă aici frumusețea orașului. Că ăsta e oraș, că la casele care sunt aici, vă dați seama. Haideți să mergem la poliție, să vedem dacă este polițistul aici. Dacă nu este, să vedem dacă și-a lăsat un număr de telefon. Pentru că avem nevoie de poliție. Avem nevoie să dăm primarul, dole, pe mâna poliției. Ia să vedem. Nimic, închis. Ah, asta este grija lor. Să nu cumva să filmăm. Și asta la fel. Da, deci nu mai avem voie fără mască. Au rămas bine, nu le-au dat jos pentru că poliția știe că o să revină iarăși
mizeria. Bine că n-au drapel, da, deci ei nu se știe aici dacă nu scrie, bine că a scris acolo, dar dacă nu ar fi scris nici acolo, n-aveai de unde să știi că este poliția. Legea 75 n-au ei treabă, sub nicio formă. Dacă ai vrea să suni, de exemplu eu vreau să sun acum. Unde sun? N-am un număr de telefon, nu știu ce să sun la 112 să-mi iau sancțiune. Vreau să dau primarul pe mâna legii, să vină poliția să constate personal astăzi, duminica, unde este mașina primăriei. Asta vreau, dar n-am unde să sun. N-am unde să sun. Ne bagă direct în zona administrativă. Măi, frate, vă dați seama? Ne bagă direct în zona administrativă. Păi asta nu mai este instituție publică atunci, dacă ne băgați direct în zona administrativă. Pentru că instituția publică trebuie să aibă și zona neadministrativă, un birou, un scaun, să ne scriem petițiile și așa mai departe. Bine, că ei n-au treabă cu rampa, acum, da, aici e ca un castel, așa e. Boieri. Aici ar fi trebuit să fie autoturismul primăriei. Da? Deci astăzi, duminică, 3-a, 7-a, rezervat, numai că mașina primăriei este într-o cu totul altă direcție. Aici, bineînțeles, băutorii de bere își fac beacul. În curtea primăriei nici o mașină și un autoturism al primăriei. Două buldoi excavatoare, dintre care unul nu are văcuța pe cilindru. Da, dar nici nu-i trebuie, că pe ăsta îl cunoaște poliția și probabil s-a schimbat legea. O altă zi, aceeași poveste. Și am văzut aia. Pensie de aia. Nu știu, vorbesc vulgar aici în față la profi, adică poate să vină om, știu eu, minor sau o mămică cu copii. Uite, cum arată coș. Cum arată coș. Pe jos. Nu, ăla o da afară, o închide, da? Ca bate ușa aia prin timp, nu trece asta. Dai seama, polinii, da? Da, e plin și ăsta de băutoși. Merge, berea pe căldură? Merge, mă, nimic. Bagă, tată, bagă. Păi ce? Cine nu bea, cine e bun? Da, da. Bagă acolo. Totul ieftin, nu vrei.
primărie, mă, frate. Primar. Ce tare. Sunt din Buzău, da? Și ia uitați acolo, asta la bec, adică să nu se curenteze cineva. Da, e pericol, adică poate... Da, domnul Vici, asta vreau să vă întreb, că am văzut că aveți frumos aici loc rezervat, da? Este scris tot primărie, da? Și aici, și aici. Și n-am văzut nicio mașină de la primărie, adică weekendul ăsta. Înțelegeți? Și din ce mi-au spus cetățenii, că primarul zice, merge cu mașina... când vrea el, unde vrea, adică... Da, și dacă de asta vă spun să... Vedem ce... Adică cu ajutorul poliției, bineînțeles, că o să pun poliția pe domnul primar, înțelegeți? Să vedem locul de garare, mașina, unde umblă, nu umblă, curtea de conturi, cu forii de parcurs, cu toate astea, să vedem, să încadrează, adică... Unde să duci duminica, unde să duci sâmbăta, unde înțelegi, pe chestiile astea vreau să... Nu mai vorbim că declarația aia de a interese și de avere n-am văzut-o, adică din, cred că după în 2007, sau nu știu dacă am văzut nici în 2007. Adică legea spune că, domnule, trebuie să fie în fiecare an. Înțelegeți dumneavoastră? Adică sunt niște chestii de-astea care, ia uitați, vă place, adică, na, că sunteți dumneavoastră cetățean și am venit și ieri aici ca să ne înțelegem. Aceea situație, deci, păi uitați-vă dumneavoastră cum... Alea a fost dimineața, a fost ridicată. Da, 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 nu contez chestia asta, dar oamenii ăștia care, adică, ce să-mi veți copiii de aici?
Păi și vreau să fac, să nu mă lasă mai stăia la... Și nu știu, nu aș fi asta atitudine, adică mai chemat poliția, mai... Credeți că, adică consumarea băuturilor acolo, ce pe spațiu public, pe domeniul public, este de acum practic, este de acum practic pe trotuar. Și aia nu-i terasă. Aia nu-i terasă acolo, aia e o bancă ca și... Ca și banca asta să se odihnească, orică pe aceea în fața primării, orică pe acolo. Adică trebuie și, vedeți dumneavoastră, că și educația asta, sunt copii care vin cu părinții, nu vă spun expresiile vulgare care le-am auzit, adică și le aud pe mă, dacă mergeți puțin mai aproape, o să le auziți și dumneavoastră. Și, adică și cetățenii ăștia trebuie spuși la punct. Înțelegeți? Bun, nu vă mai rețin, că n-am ce să... Am văzut că ați făcut și o groapă de gunoi acolo, după pod, imediat în stânga. E o groapă acolo. Da? După... Podișca aia. E o râuleț, așa. După ultima stradă, pe dreapta, aici, în partea asta. Am văzut acolo... Acum am văzut că ați confecționat, am văzut într-adevăr aruncarea gunoiului interzis peste tot, n-am găsit gunoi, foarte puțin, în groapa aceea, dar nu vă înțeleg de ce ați mai făcut groapa, pentru ce ați mai făcut? Nu e groapa de gunoi acolo, acolo l-au dus fără să întrebe pe nimeni. Fără să întrebe pe nimeni? E așa, nu știu, e ceva rău. Nu e groapa de gunoi. Nu? Am crezut că ați făcut dumneavoastră ceva acolo. Îl făceam acolo. Da, nu, era foarte puțin gunoi, dar mi-a plăcut într-adevăr că am văzut că a spus peste tot. Anunțuri, anunțuri, anunțuri. Chiar n-am... Încercăm să încercăm noi, putem da, pe da, da. Și tomberoane pentru am văzut, am văzut, am văzut acolo, da, foarte bine. Dar ce vreau să mă întreb, răsfătă la asfaltat, de exemplu, chiar și strada asta care e aici, adică e cu pietre. Sunt proiecte depus. Sunt depus. Și pentru canal, și pentru asfalt, și pentru gaz, și pentru încă o alimentare cu apă. Deci ați depus pentru sunt toate și așteptați să... Așteptăm finanțat. De când sunteți dumneavoastră și domnul primar? Eu sunt în 2012. A, deci recent. Da. Și domnul primar? 2016. 2016. Și proiectele depuse din 2016 sau cum? A fost o parte de depus în 2016, acum le-am depus iarăși, da, da. Nu au fost finanțate. Bine, am fost la poliție, ieri n-am găsit pe nimeni, mi s-a spus că nu prea vin pe aici, domnule. Polițiștii lucrează la programul lor. Da, păi da, dar nu prea vin pe aici și... Fiind unul singur... Da, este și frică probabil să vină să dea vreo sancțiune pe legea 61. Bine, domnul vice, o să plec. Asta vreau să-i transmită domnul primar, să lase mașina aici, să nu mai... Eu oricum o să fac multe plângeri, multe, multe. Eu sunt cu reclamații, știți? Dosar de evaluare, nu știu dacă aveți la clădire asta. Am văzut că aveți camere, camere, camere. Dar aveți dosar de evaluare de risc? Aici n-aveți gratis, aveți? Da, bine, mă bucur. Bun, sănătate, o zi bună, numai bine, la revedere. Așa arată România secolului 21, în care coșul de băutură s-a golit ieri și astăzi, cât e, două, ori 14, s-a umplut la loc. Și ăsta, și ăla, deci toate sunt, toate sunt pline. Toate. Da. Și ăsta, și ăla acolo, da? Și ăsta aici, toate s-au umplut, de ieri până azi, uite. Aoleu, aoleu, aoleu. Ia să vedem că am venit și astăzi la miliții, să vedem dacă, bine că tot așa, fără drapel, fără... să vedem dacă este cineva. Închis și azi. Mă, fraților, posturile astea care sunt făcute și sunt ținute închise în majoritatea timpului. Da, deci posturile astea de poliție. Nu asta aici, aici. Bani aruncați în vânt de statul român, pentru că toate clădirile astea sunt închiriate și pe aici vin când vor ei. Ar fi fost bine să fie o secție și cu asta, pe asta,
ducă la secție să trimite unde o trimite, să se ducă toată lumea la secție și așa. Oricum e la secție și stau. Aici mai pentru nimic, că nu-i găsesc. Mai putea fi statul niște bani. Ui, i-a fost greu să pun un draper aici. I-a fost greu. Deci ei așa au înțeles că trebuie să respecte legii. Bine că nu sunt conformi, da? N-au rampă, n-au, probabil toaleta iau așa acolo. Da? Deci, cataclism. Hiroshima. Ce aveți aici de mâncare? Dintre astea de la casă, chiftele, chiftele de pui. Chiftele de pui, chiftele, care? Așa, nu, că n-am uns. Ăsta ce este tăiat aici? Asta. Bucata aia de ei. Asta? Da. O șuncă de praga. Ia dați-o pe aia. Nu, mai dați și se măsline. Cam câștă la bătă, mă zic. Bă, deci multe, dar nu-i nicio problemă. Stați așa, mai au din el. Da, că nu le mâncă. Sunt prea multe? Deci da, eu? Da, mai las, da. Așa? Sau tot mai am? Lăsați-mi. Apa, asta, asta. Bună ziua! Rămân! Și cum? Da. 17,20. A, și ce aveți? Pâine? Ce aveți acolo? Mai aveți pâine, Iona? Dați-mă pâine. Asta e de Manov, Ionela, nu? Ionela? 19 lei. Că nu vă spărați, a spus mâna și acolo pe ăla, a spus mâna și pe bani, a spus mâna și pe pâine. Adică, nu vă înțeleg. Dumneavoastră credeți că pâinea o dați la câini sau la pisici sau unde credeți? Mă întreb. Poate greșesc eu, îmi cer scuze dacă vă... Da, și pe mine la fel mă servesc peste tot pe unde merg, da. Și v-ați obișnuit așa? Ok, nu mai luați. Vă dau altă dacă e, ok? Încă păi nu, dar nici pâinea nu este ținută corespunzătoră. Ok? Nu ținută corespunzătoră, mă rog, da, dați. Deci nu mai luați, vă dau bani înapoi. Vă dau pe ele înapoi. Ia uitați. Nu-ți așa. 1,80 era pâine. Da, și asta o dați la altcineva.
pâinea aia care ați plimbat-o, adică o dați la cineva. Este așa, am dreptate sau n-am, sau o aruncați? Că nu vă înțeleg. O dau eu, o mănânc eu. Okay. Da. Da. Bine. Nu sunt ambalate pâinile, așa vin. Da. Și eu când mă duc la Germinul la Alexandria, tot la fel mi-a dus. Asta ce, ce, asta ce este aici? La ce vă referiți? Guvernul României. Așa. Cu, aia, cu bani, cu... Bun. Adică... La ce vă referiți? Păi de asta, că nu trebuia să mi-l dați odată cu rest. Bun. Și cum se numește firma? Adică, din ceea ce știu, trebuia să fie și certificatul de înregistrare aici. Este afișat. Unde? Că nu-l văd, să văd și eu cum se numește. Dar cine sunteți dumneavoastră? Un cetățean. Cine sunteți? Uiteați-l acolo, la intrare. A, la aveți acolo. Așa, de asta am întrebat. Da. Dar și de la OPC? De la OPC nu este. La protecția consumatorului. Adică nu este. Nu este, că nu este. Eu nu l-am văzut. Acolo am văzut. Eu nu înțeleg. Păi trebuia să fie și cu numărul ăla de la protecția consumatorului. Numărul de telefon. Înțelegeți? Da, da, da. Nu este. Deci ăla nu este. Adică să sune cetățeanul în caz că a spus dumneavoastră mâna pe pâine, de exemplu. Da, are dreptul să sune, să vă reclame. De exemplu, eu vă reclam pentru chestia asta. Vă reclam. Pentru că n-a venit ținută corespunzătoare, adică, de vânzătoare, adică cum trebuie. Cursurile de igienă, dacă le-ați făcut, sunt convins că nu manipulați pâinea așa. Eu sunt, da, administratorul acestei firme. Ce, da? Trebuie să încălcați legea? Nu. Eu v-am servit că ați intrat. Poate descarcă marfă, da, angajată. De-aia nu am nici șorțuleț, nici înțeles. Ceva. Da, da. Și cu pâinea, cu mâna, cu asta, tot. Da, mai trebuie să mai... Mai trebuie să reglementate niște chestii. Da? Bine, doamne. Sănătate. Aici s-a afișat și pe ăla de la OPC. Aici. Avem afișate mai multe. Păi, dar nu e ăla care căutam eu, adică mai multe ființe. Că nu-i ce trebuie. Da? Dar sunteți de undeva? Nu, nu sunt, doamnă, sunt un client. N-ați văzut ce m-am recomandat eu la dumneavoastră, că aș fi, păi, de undeva? Nu. Păi, vedeți ce am venit să cumpăr și eu 2, 3, 5 produse și am observat că manipulați pâinea cu, și nu știu, ați mai pus degetele pe ăla, pe buretele ăla care îi puneți ca să se umezească, să nu se lipească bani. Și a spus pe pâine, acum pâinea îți spuneți că o mâncați dumneavoastră, că nu mai dați la cineva. Da, e bine. E bine, dar să nu cumva să o dați la cineva, să o însemnați. Să nu amestecați cu... Gata, sănătate. Pe care faci? Nu, am zis că am făcut bun, cu toamenii trecuți. Ah, deci nu ai niciun fel de pâine? Nu, 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 nu. Am înțeles. Ce mai faci de mâncare? E foame. Nu mai nimic. Doar cârnați, crimpi. Asta ce e aici asta? Oare azi pentru noi. Ah, bine. Ia pe-am eu cu apă, un suc, ceai, găsești. Apocată? Dacă n-am mâncat, măcar să bea. Apocată, bere. Da, dă-mi apocată, te rog. Apocată. Dă-mi apocată. Uite aici. E bine că e rece. E bine că e rece.
și pâinea asta care o ai aici? Aia, aia. Aia, este. Da. A, și asta ai pe comandă? Pe comandă. Am înțeles, am înțeles. Dimineața. Ce mai am pus legal dimineața. Aici cam așa vede. A, dă și mie două țigări, dacă tot ești în... La muleu sau la muleu? De-a dă-mi trei. La muleu? Da, la 1,50. Da, dă-mi trei. Uite aici. A. Mă iau de... Bună ziua! Bună ziua! Mă iau de țigări, dacă de mâncare nu găsesc. Bine tot. Deci am luat o limonadă pentru Alin. O trebuie la mine dacă... Da, dăm și te rog, adică... Aia, nu dați bonuri aici sau cum? Cum? Bonuri fiscale. Fără. Dă-mi te rog și bonuri. Mereu. Eu m-am tot uitat să văd cum se numește asta, societatea. Dacă aveți numărul ăla de la NAV, de la OPC, de la astea, nu le aveți pe nicăieri. Nu te vezi, sunt acolo. Unde? Ala de registrare. A, sunt aici? Da, da. Unde? Că nu le văd. Certificat. A, aici, da, și ăla de la NAV, de la OPC, lipsesc. Da, da, mai trebuie. Dați-mi și la... De ce am luat? Ce mi-a dat aici ăla? Doi de apă. Dați-mi și la țigări. Unde la țigări? Ha? Nu. Nu dați bani la țigări, că n-am luat 3 țigări. Păi nu dăm bani la țigări. Păi și cum? Vendeți așa? Mai dau așa de la mine, în pachet. Da. Și aveți voi așa? La prieteni. Și eu sunt prieten cu dumneavoastră. Ce tare! Legea aia 15 făcută pentru ăia după Marte, nu pentru noi pe Pământ. Da, bine domnule, zata, am înțeles. La revedere! Nu știu dacă aparține de comuna asta sau de cealaltă. O să dau la garda de mediu. Deci, ca de obicei, să topesc plasticul, peturi. Agentul comercial care miros de la 40 și ceva de grade. Vă dați seama cum. Și aici munții de, probabil cândva s-a împins cu buldoescavator. O să trimit la garda de mediu să vedem ce părere are de focarul ăsta. Nu, s-a dat foc și la cârpi sau ce fiu pe aici. Păcat de peisaj, strică muntele ăsta de deșeuri. Nu știu dacă e chiar la limită aici, da? Deci chiar aici e limita între... De asta n-am vrut să-i spun domnule vice, să zică că îi stric filmul. Dar o să dau la garda de mediu și să vedem pe cine sancționează. Și mi vă rog 3 țigări și o pâine. De care vreți dumneavoastră, că nu-ți pretențios. Țigări să fie. Foc. Fum să ies. Ți-alea mai scumpe.
fum să iasă. Da, să văd unde e răspină. A, acolo, așa. 7 lei. Uitați-o. Puneți-o undeva, că sunt cu mâna ocupat cu țigările, cu banii, cu 7 lei. Dați-mi și bonul. Da, dați-mi bonul. Deci eu fac un abuz acum. Vă dau pâine. Vă trec pâine. Vă luați țigări? Păi da, păi nu pot. Nu pot ca să vă dau țigări la bucată. Că țigările nu se dau la bucată. Treceți în pâine, dacă așa vreți. Vă dau pâine, da, sigur. Treceți în pâine. Da. Nu luați țigări? Da. Nu pot să vă dau. Vă dați seama, da, dați-mi și mie un suc, că mi-e sete de nu mai pot. De care? De ăsta roșu. Până o ieși flăcări. Bea până o ieși flăcări. De la cu roșu. Așa? Nu, ăla, da. 3 lei. Da, haideți că uitați. Vă dați bon? Numai dacă vreți, acum. Păi, nu, eu am zis că... Nu pot să vă dau la bucată, că nu, nu e normal. Eu asta fac un abuz. Da. Vreau seama că nu se poate da așa ceva. Și cum se numește faptul ăsta? Se numește. Să lăsăm așa. Adică i-ați dat și lui doamna care a fost înainte și mie și fără bon fiscal și la bucată să adună astea. Păi cum? Bonul 0003. Noroc cu mine că am venit asta să... Deci cu numărul 3. La ora 15:28. Oh, iată, al patrulea a venit. Da. A venit și al patrulea. Știți când se juca tabele, zice una, două, trei și a patra sau nu știu cum era, după aia Maria cu poartă în casă, poartă. Da, 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 da. Merge, merge, e vazina fiscală la dumneavoastră aici? Merge, nu prea merge, nu? Mai... Da, da, la ora 15:38 mi-a dat un bun. De azi dimineață ați dat așa cu... Ce rugăminte am? Pâinea, aveți cățel? Cățel aveți aici? De ce? Ca să o dați la cățel. De asta pâine? Am luat-o. Da. De asta am văzut că stați aici, nu? Adică să da. Da, vă rog, dați-o la cățel. Pentru el am luat-o, să știți. Da? Da, 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 de asta. Dar vă rog să o dați, adică da, să nu... Da, sigur, da, da, da. Rupeți-o să vă corupeți. Rupeți-o în două. Nu, rupeți-o în două, ca să nu vindeți la altcineva. Așa, doamnă. Rupeți-o și vă rog eu să o dați la cățel. Da. Dar nu la păsă să la cățel să o dați, da? Așa, gata. Sărâna, sărâna, sărâna. Sănătate, sănătate, sănătate. Eu, cum se numește firma dumneavoastră? Nu mai contează. Nu mai contează. Da, doamnă, aveți dreptate, nu mai contează. Păi da, nu mai contează. Nu mai contează. Bine că sunteți bine și da. Totul e bine. Să vedeți ce instituții vor veni la... La nu mai contează aici. La nu mai contează. Ce tare femeia. Măi, fraților, am fost la Profi
și mi-am luat pâine. Am fost la Profi și mi-am luat pâine. Mi-a dat și bun, mi-a dat și da. Uitați aici. Pâine, da? Pâinea ambalată. Da? Cu bun, cu tot ce trebuie. Am luat de aici la Profi. Cu termen de expirare. Da? Ca să înțelegeți. Da? Vine după bandă, n-am mai pus nimeni mâna pe ea. Astea sunt... Nu sunt ei divini, să știți ăștia care ce vedeți aici. Nu, divini este poliția. Da? Deci poliția este divină. Poliția. Eu dacă aș fi fost polițist aici, sunt convins că băteam recordul la sancțiuni pe legea 61. Eram renumit în România, mă renumeam cumva. Prin record. Record absolut. Mamă, dar cum miroase tomberonul, vă spun. Deci, așa sunt ei. Oamenii ăștia învățați să și arate valoarea. Băutor de bere. Băutor de bier. Tocmai ce vă explicam, că nu este poliție în sat aici și fiecare face ce vrea. Uite pe omul ăsta. Deci, remorca fără numere, fără semnalizări, fără frânii, nimic. Tractorul la fel. Vă dați seama că uite, vrea să întoarcă, să uită. Era să dea peste mine. Deci, pericol. Pericol public. Deci este a doua oară când vin astăzi și aici nu este nimeni, dar nici clanța nu mai e. Nu, aici nu o să vină nimeni niciodată la postul ăsta de poliție. Nici clanță nu mai au la poartă. Haideți să vedeți acum cum microbuzul ăsta a venit la masă. A venit la ora mesei. Deci a dus elevii și a venit la ora mesei, se mai duce după amiază să ia iar, iar să duce, iar să întoarce, iar să duce, iar să întoarce. N-au treabă, mă, frate, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Tu ce faci, mă, te chinui aici, am pripănit? Cum își bat ăștia joc de tine? Deci aceeași poveste, adică s-a dus, s-a dus și s-a întors iarăși la, uite, geamul deschis, adică poți să furi, să iei ce vrei de aici, uite. Așa arată un microbus școlar care se folosește șoferul de el, adică e ca o mașină personală. Bine, chiar mai are alte mașini, din ceea ce văd mai este aici, da? Dar nu-i ca asta, care e gratis. El, normal, ar fi trebuit să-l lase în curtea școlii. Păi, ce și-a pus el asta aici? Vă dați seama dacă un accident, un accident, da? Dacă ar... s-ar întâmpla, știu eu, vreunul să... adormă la volan sau să se întâmple vreun accident, să ricoșeze în microbuzul școlar, ar trebui omul să-l plătească. Ar trebui și de tras la răspundere ar fi tras la răspundere cel care a încredințat ăstuia microbuzul, pentru că el trebuia să stea la locul de garare în curtea primăriei, da? În curtea primăriei, nici de cum la el acasă. Da, e treabă, mă. Are și foaie de parcurs el acolo, a trecut acolo în foaie de parcurs. A trecut că a venit acasă la masă și mai se întoarce după amiază. Ia uite, cu ori, cu tot. Da, el a trecut în foaia de parcurs. A trecut acolo tot ce trebuie. Uite. Da. Ce ai trecut, mă, nene, tu aici? Ce ai trecut tu aici?
Ai trecut că te plimbi cu el toată ziua, pe mai mult te plimbi tu decât duci copiii la școală. Mai mult să plimbi șoferul decât duci copiii la școală. Da. Uite, poate să treacă un accident, poate să treacă o mașină să intre în el. Să se numește de lapidare. Ar trebui să chem poliția, dar dacă n-am poliție la post aici, o să încerc eu să văd, poate chem poliția de la, nu știu, să mă uit ce localitate mai apropiată. Sunt la poliție, la Alexandria. Ocupat. Da. Alo? Da. Sunteți cumva poliția? Poliția Alexandria, mă numesc Nițu Robert Gabriel. Solicit sprijinul poliției la sediu, la postul de poliție din Furculești. La Furculești? Da. Ce problemă aveți? Păi am de sesizat incendieri, deșeuri, o delapidare, am mai multe lucruri. Trebuie să vină polițistul să constate personal. Astăzi este liber polițistul acolo. Încercați mâine dimineața la Furculești, la post. Domnule, dumneavoastră, cred că era să zic, cred că ați luat-o pe ulei. Dar, sincer vă spun, dați-vă demisia din Poliția Română, să nu mai răspundeți la telefon. Că, în primul rând, când răspundeți la telefon, parcă, nu știu, aveam impresia că stăteați la, erați la toaletă. În fine, nu să... Mi-am dat seama cu cine... Da, am închis. Mi-am dat seama cu cine s-a de vorbă de la început, de când mi-a răspuns la telefon. N-ai cu cine să discuți aici, ai... E complicată situația. Încerc la inspectora să vedem, poate... Da, imposibil, este imposibil să poți să... Uite! Bătaie de joc. Fax la inspectorat. Uite. Să mai revenim la omul ăsta, poate... Să vedem de ce mi-a închis telefon. Domnule, nu mai îmi închide telefonul, pentru că îți fac plânge de nu te vezi, că nu știu cu cine vorbesc. Solicit un echipaj, v-am spus, am de sesizat incendier, HG92, se va întocmi dosar penal de lapidare. Am nevoie de un echipaj de poliție. Dumneavoastră aveți, sunteți și înregistrați și eu să vă arăt și public, să știți și chestia asta. Pentru că eu asta fac. Nu vă mai bateți, nu mai faceți Poliția Română de râs. Solicit aici, în fața postului, la Furculești, un echipaj de poliție. N-am nevoie că polițistul, șeful de post este liber. Poate să fie liber 100 de ani. Eu am nevoie de Poliția Română. Nu, Poliția Română nu stă într-un polițist. Bine, vă trebuie cineva până acolo. Păi, așa, domnule, fiți profesionist. Bună ziua! Am solicitat sprijinul. Știți că la discuția înregistrat audio video bine. Cu bani. Uitați aici cartea mea de identitate. Ce se întâmplă? Avem un șofer de pe autobuzul școlar care se folosește de proprietatea statului, adică în acest moment este la el acasă, autoturismul școlar, n-are ce să caut, era atât, fi trebuit să fie lăsat ori în curtea primăriei, ori în curtea școlii, unde este declarat locul de garare, pentru că pentru asta plătește guvernul României și statul român bani, să nu se plimbe el,
are și mașină, mașina lui, dar nu vrea să o strice, că e mai convenabil cu... Haideți să constatați da. Odată personal. La cei de la primăria ați mers și ați... Nu, domn, da, nu, n-am nicio treabă, am fost și am fost degeaba. O să mergem și acolo, pentru că și acolo se încalcă legea. Ei nu trec orele de... Nu, vă spun eu, nu există, vă spun eu, vă spun eu că stă de ore în șir. Eu sunt de azi, de la 5 dimineața sunt pe aici. Deci, ideea este să mergeți să constatați la fața locului, da. Cum autoturismul se află în fața cursii dânsului, are și geamul lăsat, deci poate să fure, poate să vă ia oricine. Da. Haideți să mergem acolo, după care avem incendieri, da? Deci foarte multe deșeuri și incendieri, o să vedeți și acolo, după care mergem la primărie. În satul Spătărei aici? Da, 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 după care mergem la primărie să vedeți cum în condica de prezență dânsii nu-și trec orele. Mă zgălesc acolo că, ce vezi, doamne, au semnat condica. Dar degeaba dacă nu trece ora de intrare și ora de ieșire, pentru că asta se numește delapidare și abuz în serviciu, este un alt dosar penal. Și aici la fel, delapidare și abuz în serviciu, pentru că este folosește în mod abuziv de bunul statului. Domnule, dumneavoastră sunteți și economic și faceți înaintați plângerea și urmează cursul. Domnule, dacă mi-ați filmat cu camera, cu oră, cu tot, este suficient. Haideți, haideți, asta e mașina mea, mergeți după mine. Ok, haideți. A venit poliția să vedem ce părere are de omul ăsta care... Pafteu? Cine? Nu știu despre cine vorbim, nu cunosc. Aici ar fi socrus, socrus, că așa s-a exprimat. Ia uitați, haideți să vedeți dumneavoastră cum... Da, vreau să văd dacă e inscripțional, dacă scrie. Da, domnule, da. Uitați-l aici, cum are geamul lăsat jos. Și uitați acolo, el ce are foi de parcurs acolo. Ia uitați, el ce are foi de parcurs acolo. Înțelegeți? Deci, e strigător la cer așa ceva. Omul ăsta face naveta cu microbuzul în loc să-l lase la locul lui de garare. În regulă, am constatat. El are altă mașină, poate să se ducă la servici cu mașina lui, să-i lea pe perioade, pe cum să dă dimineața, după amiaza, seara. N-are ce să caute. Acum dacă ar face un accident, ok, 195, ia uitați dumneavoastră cum e exact pe acostamentul drumului. Adică, la, ia uitați, vedeți, chiar aici, poate să vină un tractor cu un plug, cu ceva și l-a pe sus. L-a luat pe sus, vedeți? Deci poate să l-acroșeze. El n-are ce să caute pe acostamentul drumului. Asta trebuie să stea în curtea primăriei sau la școală, acolo unde... Nu mai vorbim de faptul că el se plimbă, adică vine, pleacă, vine, pleacă, n-are nicio treabă pe banul statului. Da, bun, haideți să mergem... Să locul de garare... Declarat! Păi, ia uitați-l, ia uitați-l! El n-are nicio treabă omul ăsta, vedeți? Fără niciun semn, fără nimic. Deci poate să intre oricine din el, fără semnalizări, fără număr, fără stopuri. Bun. Bun, mergem? Păi luați-l, domnule. Da, pe când îl luați? Luați-l, dar dați-i, vedeți, e așa să circulă pe drumul public, fără lumini, fără stopuri, fără numere. Păi dacă nu le dau și eu jos, dau numere, le dau... Păi da. Vedeți ce are permis de conducere. Pentru un mod, pentru o bicicletă de aia îi trebuie acum permis. Păi da, vedeți, dacă are permis pentru categoria asta de circula pe drumul public, că el circulă pe drumul public fără lumini, fără stopuri, fără nimic, fără numere, fără asigurare. Are și asigurare și ITP și tot ce trebuie. Da, nu. Nu-i trebuie asigurare, nu? Dacă dă peste cineva, îl plătești nenea. Îl plătești dumneavoastră din bun după aia, nu? Când o... Vedeți că n-are asigurare, ci că nu-i trebuie. Bujoreanu Marian. Asigurarea, permisul. Păi, umbli așa pe drumul public. Dai peste cineva, după care... Cine mai plătește? Nu are certificat, ei dau treabă. Da, domnul Bujoreanu? 22 martie
La tricicleta aia care este în... Deci la tricicleta aia care e electrică, aia micuță, trebuie să ai certificat de matriculare și asigurare. S-a dat lege acum. Dar la ăsta care, ia uite, ăsta are cai puteri, transportă plug, transportă... Păi cât BMW-ul meu are? 104 cai, care cât BMW-ul meu? Mergi cu 240 fluierând. Da. Să știți că nu e singur, m-am mai întâlnit mai în fața altul, la fel, cu remorca, fără stopuri, fără frâne, fără... Cum ieșiți, mă, fraților ăștia? Dați peste cineva, omorâți lumea. Cine mai plătește? N-aveți asigurări, n-aveți nimic. Ieșiți așa la drumul mare. Inconștiență totală. Permis, nici atât. Ce permis aveți? Nu, dați-i sancțiune, da? Aplicați legea, dosar penal. Păi da. Dosar penal aici, dosar penal aici la domnul cu microbuzul. Păi nematriculat. Păi ce e? Vrei, lasă-i pe aia, că cam atale spini străzile și numai accidente, numai nenorociți se întâmplă. Da, spini spitalele. Pe aia care umblă cu mastodonții. Care sunt aia? Ia arată-mi numai pe ăla. Să-l văd, că nu-l văd. Eu te-am găsit pe mata, uite. Când trece aia, nu, închide ochii. Da, închid ochii. Eu nu sunt de la poliție. Eu sunt exact ca la dumneata. Păi și atunci de ce vorbesc, dacă ești oameni? Păi de ce nu mai voi să vorbesc? Ce fac? Îmi ai dreptul la liberă exprimare, tu? Ia uite. Nu mai dă dreptul să vorbesc. Articolul 30 din Constituția României nu mai este valabil aici, la Furculești. Da. Nu-i mai păsuiți pentru că dânsii provoacă accidente. Dânsii provoacă accidente, nu-i mai păsuiți când îi vedeți. Da, nu-i mai păsuiți, nu-i mai păsuiți. Dacă ar fi să dea peste cineva, omul ăla nu mai are de unde să-și ia banii de la asigurare, că ăsta n-are nimic sărac. Ce să-i dea? Ce să-i dea? Un sac de porumb, ce... Păi da. Ceapă, dar îmi scrie el tataie, ia-ți permis, puneți număr. Dar nu e al meu. Păi și cum mi-ai dat mie acum o mașină nescrisă să merg cu ea pe drumul public? Păi nu mai împrumutat, că uite ce se întâmplă. Uite, aici alt domn care se folosește de microbuzul statului când vrea el. Domnul de aici. Vezi? Auzi, 109 cai. Păi, mai tare ca BMW-ul meu ăsta. 109 cai, domne, are 14 cai putere, e dar merge. Merge, că am văzut că zburați pe drumul public. Da. Feria de 6 unde are? Da, acum mai are. Chinezării, nu vedeți? Uite, China. Ce să aibă ăsta? Serii pe aici. Nu vezi ce... Și-a pus arbagic la... Balastru cu arbagic. La dospit. Așteptați să facă colegi verificarea de dacă sunt datele cele pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră. Luați măsuri. Luați măsuri, luați măsuri. Poliția română, luați măsuri. Nu mai tolerați. Faceți mașina în afara carosabilului, cât mai mult în afara carosabilului, vă rog. Toată lumea circulă pe drumul public cu ce are? Trotinetele acelea electrice, micuțe, alea care merg ei, l-ați văzut alea, așa. Acum este obligatoriu să se fie înscrise la primărie, să se scoată asigurare. Vă dați seama, deci o trotinetă care, nu știu, dacă ai dat peste cineva cu aia, probabil că i-ai rupt, i-ai fracturat ceva. Sau, dar vă dați seama, ăsta, mastodontul ăsta. Cum spune domnul că n-am găsit mastodon. Păi ăsta pe lângă tricicleta aia e mastodon, domnule. Așa. Păi cum? Nu mai vorbi de faptul că dumneata înscriindu-l la primărie trebuie să plătești taxe, impozite, că e motor până la urmă. La orice motor să plătești taxe. V-ați învățat așa, hai să ieșim la drumul public, fără asigurări, fără permisii, fără numere, fără lumini,
primăria să n-ai bine, o să mai încăseze un bani să-și care gunoiul de acolo, că am impresia că au, sau sunt deja acolo, domnule, o să mergem să-i vedem, să vedem dacă acolo, au... Acolo, la spătărei duceți... Da, acolo, 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 acolo. Pe acolo, da, acolo, de acolo vin. Nu, că merg cu domnul acolo, și incendier, și că a mai fost și acum 2-3 luni. Am zis că poate strânge primarul, că vorbisem cu viceprimarul și părea băiat de treabă, dar m-am înșelat. Da, luați măsuri. Vi se face dosar penal acum. A spus în, pe drumul public un motor nescris, nematriculat. Hai. Ce, să mai întâmplă și de asta? Nu știu domnul ăsta unde o fi, că era bine să fie și el să-i luați datele. Da, îl găsiți, bă. Nu cred că sunt mai mulți șoferi pe unde. Da. Nu, el azi dimineață era la primărie, adică chiar îi spunea domnului vice și a spus că ce, domnule, că... Bine, domnul vice, zic cum spuneți dumneavoastră. La prima oră, deci, am fost, el dormea aici, am fost la primărie, s-a dus, a luat elevii, i-a dus la școală, după care s-a întors la pauza de masă. El acum se odinește, omul ăsta, șoferul. Și la, probabil, la 3-4, la cât este, al dumneavoastră este microbuzul? Al băiatul de aceea este? Păi și ce cauți aici în poartă la dumneavoastră? Dar cine stă? Păi și a cui casa aici? Da, pizza cui? Păi i-am chemat poliția, ce caută microbuzul ăsta aici? Ăsta e al guvernului României, al școlii, al primăriei. A, deci domnul care am vorbit cu el, noi. Cum îl cheamă pe dumneavoastră? Identificați-l, domnule, că era, a fost intrat în curte acum, ați văzut. Domnul care spunea că are cai putere. Nu, zicea că are cai putere ăsta, mastodontul. A fugit în casă băiatul, că știa ce, nu? Domnul, nu era domnul cu microbuz? Noi n-am știut. Acum l-am... Da. Păi nu, i-a adus, acum o să ducă să-i aducă, dar el se odihnește acum, sau mai are treabă pe aici cu... Da, lasă microbuzul aici și-și face munca câmpului, omul. Cu tractor, cu ce mai are pe aici. Dar nu înțeleg ce cată, ce că omul ăsta, că noi, ce caută pe partea asta, adică nici măcar nu-i casa lui aici. Da. Nu, el mai are, bă, că mai are aici alte dubii. E gospodarul omul. Vino, domnule, coa. Vorbește cu poliția. A fugit, nu mai vine. Nu mai vine, a fugit omul. Domnului, dați domnului, dacă aveți să-i dați ceva, dacă nu, vedeți să identificați. Da, și aici ăsta cu microbuzul este chiar domnul care i-a intrat în curte. Da. Poate puteți să-și identificați. Nu-i problemă. Ce mergea? Este un colan ceva acolo între... Ce mergea el liniștit, nu-l deranja nimeni. Da, 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 imediat în dreapta la, o să mergem acolo. Am impresia că deja s-au dus două buldoescavatoare acolo, că le-am văzut când treceau, când m-am așteptat pe dumneavoastră. Să vedem dacă sunt acolo. V-am lăsat sănătate! Am adus poliția la gunoi să vadă cum se fac incendierile. De asta vara, adică de urmă cu 2 luni, cu 3 luni se ardeau permanent. Da? Și acum aceeași situație.
nimic schimba pe mine, măi, domnul Vici, ai zis că tu ești ecologist, că nu-i nimic pe aici, că până m-am edificat de cine aparține zona asta. Deci eu am venit și acum 2 luni, 3 luni, n-am știut de cine aparțin gunoaiele astea aici. De fapt aparțin de Furculești, da? Deci incendieri, da? Da. Incendieri. Și aici, ia uitați, și aici, aici permanent să... Nu trebuie să ardă în momentul când veniți dumneavoastră, dacă să văd plasticuri, peturi, toate incendierele, ia uitați, vedeți? De exemplu asta, da? Sunt incendieri, dintr-un pet, ars un plastic, să numesc incendieri, cineva vine și dă foc. Sticlă, o fi fost sticlă, domn, da? Acum dacă aș sta să scărmăr în fiecare, da. Înțelegeți? A, și dacă e sticlă, poate să ia foc. Sau cum? Nu, că v-am corectat. Da, da, haideți să vă explic altceva. A luat foc o casă în Alexandria, da. Săptămâna asta sau cea care a trecut. De fapt, cea care a trecut, acum 2-3 zile. N-au avut auto specială să le stingă casa omului ăluia, când a ajuns prea târziu, pentru că a fost doar una și s-ar afla la smărdinoasa, stingea incendiile. Adică aici, dacă ar izbucni un foc, ar trebui să vină mașina de auto specială de pompieri să stingă și probabil iar de casa unuia cinește pe unde. Casa aia să face scrum, pentru că asta e România, adică n-avem 100 de autospeciale să stingă 100 de case. Adică vă explic și situația asta, să înțelegeți cât de important este ca acest gunoi și ce e aici, toate chestii, incendiile astea să nu fie, adică să dispară, să eradicăm fenomenul. Trebuie să faci sesizare către primăria Furculești. Cum să fac, domnule? Nu există. Dumneavoastră trebuie să întocmiți un proces verbal. Da. Cu tot ceea ce este aici, da, știm, ce avem de făcut. Pe HG92 incendiere, pe OG38 pe 2022 privind îngropatul, ia vedeți, ia uitați cum el este îngropat cu pământ aici, vedeți dumneavoastră, ăsta e tot dosar penal, ăsta e pământ care îl amestecă și îl, cu deșeurile care sunt aruncate. El normal ar trebui să îl recicleze, nu să-l amestece cu pământ. Amestecându-l cu pământ este clar că se încadrează perfect la OG38 pe 2022. Privind îngroparea deșeurilor. Da, păi de asta vă spun. Facem un proces verbal și cu incendiile și cu îngropatul, cu tot ceea ce este aici, să răspundă primarul, să răspundă viceprimarul, că el a zis că e ecologist. Că nu, domnule, că nu e, că nu cu tare. După care m-am edificat. Aparține, până la urmă recunoscut că aparține de ei chestia asta aici. Am crezut că e din satul următor. Da. Da, haideți să facem un proces verbal, dar după ce mergem la primărie. Că vreau să mergem la primărie să vedeți cum în condica de prezență lipsesc orele de intrare și de ieșire. Din serviciu. Scriem frumos în sesizare, cum să vă luăm declarație pe chestia asta. Nu, dar vreau ca să firmați condica, ca să avem probă. Condica n-are cum să dispară, domnul meu. Aia este un act al statului. Da, dar ei între timp poate să-și modifice, să-și treacă orele acolo. Nu există modificare, pentru că orice modificare după aceea va fi considerat fals și uz de fals. Păi da, dar n-aveți dovadă că... În baza sesizării dumnealor trebuie să ne... pună la dispoziție aceste lucruri. Da, dar dacă dumneavoastră nu mergeți acum să filmați cu camera, pentru că eu am fost azi dimineață și am văzut, să vedeți exact. Ce? Cum în baza la ce? În baza la ce mergem să solicităm condic, asta vă întreb. În baza delapidării și abuzului serviciu, pentru că și-au bani nejustificați, adică dumneavoastră dacă aveți un program de autore, bănuiesc că stați la program, nu plecați de tipul programului. Și dar când vă luați banii, vi-i luați pe toți întregi. Întocmim actul de sesizare și se vor face cercetări. Păi da, dar ca să aveți o dovadă, trebuie să mergeți să filmați condica, să vedeți cum eu am dreptate, după care ei poate să facă ce ori vrea. După întocmirea actului de sesizare, v-am zis, se fac cercetări. Dar vă este greu să mergem la primărie acum nu și să vedeți? Nu, păi haideți să mergem acolo. Ce, vă e frică de primar? Sau? Nu, păi vedeți. Păi haideți să mergem acolo să filmați condica. Haideți să mergem undeva aici în civilizație și să scriem procesul verbal, da? Da. Facem procesul verbal și... Haideți. Păi unde mergem? Să facem mai multe, că vă dați seama că e mai... Păi tata, nu înțeleg cum să mergem. Păi vreți să stăm aici? E prof. Da, mie este indiferent unde stăm, păi mai trebuie să ajungem la primărie, după care stăm unde vreți dumneavoastră. Da, hai că mergeți dumneavoastră primul. Da, haideți, bine. Ok. Cum și-au lăsat aici toată averea, chiar și tronul imperial l-au adus.
Asta cu Condica? A raportat șeful nostru. O să se trimită cineva, o să fie cineva acolo. Și în timp ce noi discutăm... Cine vine? Polițist sau ce? Tot polițist, nu știu, da, A, și după ce o să verifice Condica, o să vină la secție la Nanov ca să completăm procesul verbal complet, nu? Să înțeleg. Da, vă dați seama că va fi făcută serios, o să la probe. Deci totul va fi... Deci noi mergem, completăm procesul verbal acum cu ceea ce s-a petrecut. Mergem să ne face și nouă, trebuie să ne... Da? Trebuie să facem și nouă sesizare. Între timp vin colegii cu chestia de la primării. Bine, mă țin după dumneavoastră, că nu știu unde este, da? Bine, ok, bine. Da, nu, frate, deci... nu știu ce să mai cred, punem toată poliția pe jar, adică încă un echipaj se duce la sec, nu știu de ce se duce un alt echipaj la primărie, că putea să mergem noi. Nu înțeleg chestia asta, este ceva, nu știu, noi mergem ca să completăm un proces verbal, după care dânsii o să vină să caute Condica, după care la rândul lor acei poliții vin să ne aducă nouă să trecem în procesul verbal cele constatate. Deci, două patrule de poliție, atâția polițiști pentru chestia care putea să facă o singură patrulă. Nu știu, nu mai țin nimic, le-o fi frică de primar. Dacă voi vedeți asta situația, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Eu cred că puteau și acești polițiști să rezolve problema fără să mai cheme o altă patrulă. Asta e părerea mea. Ceea ce ne spunea domnul de la poliție, domnul agent, că nu se văd mari incendieri care ar fi trebuit să fie, știu eu, un holocaust. Măi, fraților, nu au ars toate deșeurile care se văd acolo pentru că n-a bătut vântul. Și a fost ceva parțial. Dacă ar fi fost altfel vremea, sunt convins că n-ar mai fi rămas pe acolo decât scrumul, exact cum s-a văzut. Deci noi nu trebuie să așteptăm să ia foc tot gunoiul ca să putem să aplicăm legea. Legea se poate aplica din moment ce ai aprins bricheta la gunoi. Este clar că ești un incendiator. Da? Și asta e cine face să răspundă în fața legii. Acum domnii să-i cerceteze, să-i prindă dacă, știu eu, au măsuri de patrulare, au, da? Ca să termină cu incendiatorii României, pentru că distrug și mediul, distrug și solul, distrug și apa, distrug tot. Ei sunt practic niște, mai bine spus, factori nocivi pentru societatea noastră. Cei care incendiază, oamenii ăștia trebuie să depistați. Majoritatea sunt puși de la primării, pentru că, nu știu dacă, doar să nu fie vreun piroman, că ăla probabil are, așa scrie în text, dacă este să căutați, spune destul de clar că piromania este o boală psihică. Totuși, nu cred că ar fi vorba despre oameni bolnavi psihici, adică piromani. Eu cred că sunt incendiile sunt în România, vorbesc la modul general, sunt provocate cu bună știință pentru a mai diminua din cantitatea de deșeuri. Da? Deci, în general, primăriile, asistații sociale, cam ăștia au treabă cu incendiatul.